Dragii mei, poartă în pașii destinului său toată splendoarea cântecului autentic, încă de la bunicul său, apoi de la mama sa, fiindu-i adăugate filoane de tradiție și folclor dintr-o zonă de legendă, de acolo, de la Gura Râului, Gura Râului Sibiu. I-a fost recunoscut talentul de la bun început, de la vârstă fragedă, însă asta nu l-a scutit de un parcurs anevoios în Forest Gam, în un film pe care l-am văzut eu recent, eroul principal își întreabă mama ce înseamnă destin. Și răspunsul mamei este să faci tot ce poți cu ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Poate așa ar trebui rezumată și povestea destinului tău, Traian, bine ai venit la Folclorul sub lupă. Bine te-am găsit, sărut mâna la vinea, să știi că aveam nevoie de un cadru de ăsta de tihnă, în care să, să povestim să rememorăm uh, tot parcursul uh, meu și dar și un, un cadru de liniște într-adevăr în care acum am eu mai mult timp de povestit în calitate de invitat în calitate de invitat, și dacă nu, până acum nu am divulgat secretul, și colega aici în familie. Nu te dar mai multe vor afla telespectatorii la momentul potrivit. Ce vreau să te întreb acum este dacă ți-ai dorit cu adevărat să devii artistul care ești astăzi și ți-ai propus încă de mic copil să faci asta. Nu cred că atunci conștientizam într-adevăr ceea ce-mi doresc. Însă vedeam asta la mama, vedeam asta la toți prietenii părinților mei, adică la mulți dintre prietenii părinților mei. Și am înțeles că este ceva frumos. Am crescut cu muzica populară, am crescut cu ale mamei costume populare și am crescut într-un mod frumos acolo la poalele cindrelului la gura râului unde inclusiv duminica când mergeam la biserică, copil fiind mergeam în costum popular. Și acum se întâmplă asta la gura râului și cei în vârstă și oamenii mari și vârstnicii și copii toată lumea poartă costumele populare. Pentru că a spus un, un prieten de al meu, preot, și a spus-o atât de frumos, costumul popular este veșmântul liturgic al neamului românesc. Cât de frumos ai spus! Ei bine, debutul tău a fost pentru prima dată atunci pe scenă împreună cu mama ta. Da, înainte să urc pe scenă cu mama în 1999, am câștigat, cred că era 1996 la Cicărlău, în Cicărlău, la Maramureș, festivalul Alinete Doralină. Am luat trofeul atunci, sau premiul întâi, la categoria povestitor populari, unde prezentasem amintirile lui Creangă transpuse în versuri. Acela a fost primul meu contact cu scena, cu publicul, mi-a plăcut are mult, mie mi-a plăcut să fiu așa în lumina reflectoarelor și în aplauzele oamenilor de mic copil Apoi la șase ani și jumătate am cântat pentru prima dată pe scenă Ai fost darul de la Dumnezeu pentru mama ta pentru că dumnea ei este născută în aceea zi cu venirea ta pe lume, așa-i? Da, eu m-am născut chiar de ziua mamei, deși trebuia să mă nasc cam cu o lună mai târziu Însă înainte cu o zi de ziua ei, de 13 ianuarie în 12 ianuarie, mama Hărnicuță să-și facă ordine curat prin casă pentru că aștepta musafirii de ziua ei, a căzut. Și m-am născut mai repede, așa în dar de ziua mamei și tocmai de aceea în urmă cu vreo 4 ani de zile am și scris un text pentru un duet de al nostru care se cheamă Dar din cântecele mele. Care are legătură și cu partea artistică și cu relația mamă-fiu. Așa e, eu am fost și băiatul mamei din totdeauna și am fost și colegul mamei iată, de când aveam șase ani și jumătate. Care crezi că sunt calitățile dobândite de la dânsa? În ce te regăsești și spui, uite, asta am de la mama mea? Răbdarea o am de la mama și Iubirea pentru oameni, iubirea pentru frumos, mama e și asta sunt și eu. Suntem niște niște iubitori, niște iubitori împătimiți a tot ceea ce e frumos. Asta cred că e caracteristica capricornilor în general. Da? <laughs> și bunicii, spunem ce rol are bunicul în toată povestea aceasta a ta? Să știi că am avut parte până la vârsta de 9 ani doar de bunicul din partea mamei bunicul din partea mamei care cânta foarte frumos la fluier și doinea foarte frumos și vocal. La vârsta, când avem eu vârsta de 9 ani, bunicul meu a decedat, iar pe bunicul din partea tatălui nu am apucat să-l cunosc. Bunicul din partea tatălui a decedat înainte cu aproximativ o jumătate de an să mă nasc eu. Și nu te-ai putut bucura de prezența lui? Nu m-am putut dumnealui. bucura de prezența lui, însă mă bucur să aflu acum tot mai mult că multe trăsături îmi vin de acolo, de la el. A apucat bunicul să te învețe și pe tine să cânți la fluier? Nu a apucat să mă învețe să cânți la fluier, însă fluierul lui îl ține la loc de cinste și de ceva vreme am început să studiez singur. Poate să-i duci mai departe Dorința aceasta de a cânta și poate de undeva de acolo te, te păzește și te urmărește cu toată evoluția ta frumoasă, profesională. Ei bine, vorbeam de mamă, te-am întrebat de calitățile sau trăsăturile pe care le deopândești de la dânsa, însă știu că un șoc, să spun, al vieții tale a fost atunci când ți-ai pierdut tatăl și este un moment sensibil acela de a discuta de, despre dumnealui, dar când spun cuvântul tată, la ce te gândești, traia? Când spun toată, eu spun tot sunt 15 ani de când nu -l mai am alături, însă până la vârsta de 13 ani când tata și-a luat, și luat rămas bun de la această lume, am fost fericit să trăiesc, să cresc. Și să fiu protejat, o spun cu tărie, și cred că asta spune orice copil de cel mai bun tată. Care crezi că erau calitățile pe care dumnealui le avea și în care și tu te regăsești? Era cel mai bun om pe care l-am cunoscut, era omul pe care nu l-am întâlnit în vreo ceartă cu nimeni, în vreun scandal cu nimeni. Avea doar vorbe bune despre oricine, avea prieteni mulți, prieteni care acum, o parte din ei, doar o parte, dar partea bună și frumoasă din ei, mi-au rămas și mie prieteni. În semn de respect pentru bunătatea pe care Dumnealui a avut-o. Așa e. Dar care este amintirea pe care o porți și acum în suflet, după ani, despre tatăl tău? Îți țin minte pe tata îi țin minte figura lui pe care o aveam întotdeauna când ieșeam de pe scenă. Cred că, deși pă, acest dar, acest har la am moștenit și l-am primit de la mama, tata era cel care era cel mai mândru de mine. Mă aștepta în culise, de multe ori era cu ochii în lacrimi și iată că rolurile s-au inversat cu trecerea anilor de bucurie, de fericire, că își vedea copilul acolo unde cred că nici nu se aștepta vreodată. Acum când te uiți de pe scenă la public, îți lipsește prezența dumnealui? Îl cauți cu privirea? Întotdeauna îmi lipsește prezența lui și îmi lipsește, cred că paradoxal, nu neapărat în momentele grele. Pentru că am învățat să îmi fiu eu tată de la vârsta de 13 ani, dar îmi lipsește în momentele de bucurie pentru că mi-aș dori să îi le împărtășesc. Cel mai, cred că cel mai mult am stat pe marginea mormântului tatălui meu într-o noapte, în noaptea dinaintea anunții mele. Paula, săția mea, era la, la, Poiana, la părinții ei, de unde urma să o iau ca mireasa a doua zi, iar vreo două ore în noaptea, cred că pleam petrecut uh, în cimitir, la tata, povestind. Ce ai spus atunci? Nu știu ce am spus. L-am și certat, l-am și iubit și asta a fost mâhnirea mea că nu, că nu, că nu mi-a fost alături, cred că în momentul cel mai fericit al vieții mele de până acum. Când ai decis să te însori? Când am decis să mă însor. Dar care a fost motivul pierderii tatălui tău, ani? Lucrurile sunt, au devenit în timp puțin mai complicate. Părinții mei au divorțat când aveam eu 9 ani. Însă am fost un copil fericit să am doi părinți normali. Și mama și tata au păstrat o relație de prietenie pentru copilul lor. La fel Ilie, soțul mamei, un om decent, un om vertical, era omul care de multe ori mergea el la ședințele cu părinții, apoi se întâlnea la cafea cu tata să discute despre și prostioarele pe care le făceam eu, pentru că am fost un copil năzdrăvan. Dar am fost, repet, un copil fericit să am doi părinți normali care au colaborat pentru creșterea copilului lor și nu am simțit, chiar nu am simțit într-un mod dureros și nu m-am marcat divorțul, divorțul, părinților mei. Cât de important e. Da. Între timp, și tata s-a recăsătorit. Acolo deja relația mea cu, cu soția lui nu a mai fost atât de bună. Când a murit, era supraponderal, era obez, avea, cred că, un pic peste 180 de kg. Iar noi am crezut că decesul e cauzat de, de obezitate. Țin minte că aveam Baton și tot așa vreo 8-9 ani, tata ajunsese la 140 de kg, a făcut o cură bruscă în foarte scurt timp a ajuns la 80 și ceva de kg. O cură care l-a dat peste cap. În ultimul timp tata mânca foarte puțin, dar lua vitamine pentru că toate analizele ieșau prost în direcție opusă de cum, ne, de cum ar fi fost normal și cum gândeam noi. Oricât de puțin mânca lua în greutate. Și am crezut că acela e motivul, motivul decesului. Ei bine, nu. Certificatul de deces pe care l-am văzut, dar având 13 ani, nu mi-am făcut atât de multe griji. Însă în timp am vrut să aflu ce s-a întâmplat. Am văzut acolo scria moarte subită sau moarte din cauză necunoscută, nu mai rețin exact. Am săpat un pic, am apelat la prieteni și am aflat că a fost otrăvit, de fapt, și a murit intoxicat cu cantități mari, se părea, de antigel. El era un om cu totul deosebit, repet, bucuros, care nu ar fi avut niciun motiv să recurgă la gesturi extreme, chiar avea planuri. În ziua în care a murit tata, avea pregătit o petrecere pentru mulți prieteni și colaboratori de ei lui, la care trebuia să mă aflu și eu. Ei bine, am aflat ulterior că a fost otrăvit, însă nu am vrut să merg mai departe și nu voi vrea să merg mai departe cu cercetările, să zic, în direcția asta. Las totul în mâna lui Dumnezeu pentru da, că ai vreo, vreo bănuială sau dușman? Am vreo bănuială, nu cred că avea dușman eu, un om pe care știu să aibă doar prietenie Dar de multe ori dușmanul pe care l-ai stă în casă cu tine Am trăit asta câțiva ani Cât a fost după ce s-a recăsătorit tatăl meu Însă evident nu-mi permit să aduc acuzele direct fără să fac investigații, cercetări mai amănunțite, dar sunt lucruri pe care nu vreau să le fac, pentru că Dumnezeu le rânduiește așa cum trebuie, Dumnezeu e judecătorul care trebuie să le judece pe toate. Și cunoscându-mă ca fiere, mă protejez pe mine de a nu trece în extrema cealaltă în care să-mi doresc să aflu adevărul. După divorțul părinților tăi, ai rămas în continuare lângă mama ta și îți vizitai tatăl? Am rămas în continuare lângă mama. Exista și acolo o înțelegere prin sentință judecătorească prin care eu ar fi trebuit să merg o la două săptămâni în weekend la tata, însă niciodată nu s-a ținut cont de ea mergeam aproape la fiecare sfârșit de săptămână la tata, de multe ori mă lua tata și în timpul săptămânii mă ducea de la școală, mă ducea, repet, părinții mei au colaborat pentru ca eu să nu simt, să nu simt un minus uh, din cauza divorțului lor. Am mai avut măștenitor, tatăl tău? Nu am mai a avut, fi... am fost singurul. Am fost singurul, iar ca să vezi cum lucrează Dumnezeu în momentul în care tata a murit, Mama era însărcinată cu surioara mea. Întotdeauna când am pierdut Pierză ceva, persoană. am primit altceva. E legea compensației întotdeauna pe lumea asta, și Dumnezeu nu doarme până nu face dreptate. Că nu vrem noi și nu e după cum avem așteptările, e cu totul altceva. Mă bucur să aud că un adult ca tine a fost un copil atât de fericit, chiar și după un divorț dintre doi părinți, și că au gândit atât de înțelept ca tu să fii educat emoțional cum trebuie. Te vei simți oare pregătit în viața aceasta să afli adevărul despre moartea tatălui tău? Încă nu știu. Ți-am spus, pentru a mă proteja pe mine, îmi e frică să aflu adevărul. Dar poate lucrurile se vor așeza, poate cândva, cumva se va afla. S-au mai petrecut lucruri care mă duc într-o anumită direcție, dar pe care cred că nu le voi povesti niciodată, pentru că, repet, aștept ca Dumnezeu să le așeze cumva sau măcar să-mi să ridice mingea la fire. Odată cu bănuierile acestea pe care le-ai avut, fie ele adevărate sau nu, exact cum ai spus, Dumnezeu este cel care face dreptate, ai avut, a avut o contribuție la asta și motivul pentru care ai urmat studiile teologice? Nu. Nu. Uh dorința de a afla câte ceva despre moartea tatălui meu a venit ulterior. ulterior. De mic am fost apropiată al bisericii iar în clasa, la sfârșitul clasei a 8 eu aveam câteva variante. Bineînțeles că mi-aș fi dorit să rămân la liceul de arte din Sibiu să continui studiul pianului însă mama și soțul mamei nu m-au sfătuit să fac asta. De ce? Pentru că se știe prea bine că în școlile în care se studiază muzică, în școlile în care se formează artiști, celelalte materii de cultură generală nu mai sunt atât de prioritare. Ori, mama își dorea pentru mine să-mi consolidez cunoștințele în materie de cultură generală până la urmă într-un alt liceu. Atunci, prima mea opțiune a fost înscrierea la un liceu din Sibiu, liceul Ponisiv Orghibu care știam care secție de teatru. Voiam să rămân totuși apropiat de zona de artă. A fost anul în care acea secție s-a desfințat, deși n-am mai putut. Și bineînțeles, cumva și împotriva voinței mamei, care și era fericită pentru alegerea mea, dar nu îi plăcea că pleacă pruncul la 15 ani de acasă, Uh, am plecat la Cluj-Napoca la seminarul teologic Repet, fiind apropiat al bisericii de mic copil Și având, uh, având tangențe cu mulți clerici, cu mulți oameni Din interiorul bisericii Despărțirea între ghilimele sau separarea aceasta Că ți-ai luat inima în piept Ești un familist convins, ești un soț iubitor uh, A făcut-o pe mama ta să se schimbe în, în vreun fel Sau a intervenit acceptarea? Mama m-a acceptat de mic cum am fost. De ce spun asta? De mic am avut o personalitate puternică și cred că asta a fost cauzată și de de evoluția mea pe scenă, de evoluția mea între mulți oameni, de plecat în turnee, de plecatul la spectacole și am fost un copil, apoi un adolescent, un tânăr greu de stăpânit. Mama a fost nevoită să mă accepte și să se roage la Dumnezeu să fac întotdeauna alegerile bune. Să Slavă Domnului, le-am cam făcut chiar și cu anumite abateri, cred că normale, firești, ale adolescenței, însă sunt mândru de alegerile mele. Iar venind mai aproape înspre, înspre tinereția mea actuală, să știi că de multe ori fac alegeri care mă țin treaz noaptea. Însă atunci simt că fac alegeri care mă ajută să simt că trăiesc. Vrei să fii cu adevărat omul care simte că nu face umbră pământului? Să știi că așa e. Care au fost țelurile sau care sunt țelurile pe care le-ai în viață traian? Să știi că în viitorul imediat apropiat, adică ăsta e proiectul la care lucrez deja, vreau să vorbesc despre un prim copil. Dincolo de cariera artistică, dincolo de cealaltă carieră a mea, de cariera politică, vreau pentru o perioadă să mă așez în liniștea familiei mele pe care am întemeiat-o alături de Paula și să avem primul nostru copilaș. Ce frumos să vă ajute Dumnezeu să se întâmple asta. Vorbim de copii, însă n-am vorbit de marea ta dragoste, de soția ta, Paula, pe care o amintești în discuția noastră de astăzi și aș vrea să ne împărtășești cu lux de amănunte cum ai întâlnit-o pe soția ta. Da, să știi că... Și cum a la naștere povestea de dragoste. Eu atunci m-am îndrăgostit de un copil, deși nu-mi dădeam seama. <laughs> a fost o dragoste, o dragoste așa, la, exact o dragoste la prima vedere. Deci mai există astfel mai de Mai există dragoste la prima, vedere. La prima vedere, da, dar a fost o provocare pe care din dragoste a trebuit să o duc. Până la 18 ani oarecum am fost și tutore, dar voi ajunge și la asta. Pe fapt l-am cunoscut la Poiana Sibiului, la o nuntă, la nunta uneia dintre perichile noastre de naș. Era o nuntă de 1200 de persoane. Erau slabe șansele să da. Întâlnești. Jucam uh, cu cealaltă nașă, cu Codruța Rodian, artista Codruța Rodian și colega Codruța Rodian, prietena nașă și așa mai departe. Și am văzut-o pe Paula. Cine-i copil aia? Da, -ai că spun imediat. Da, așa imediat, s informat. I-am scris noaptea, dimineața, când am ajuns acasă, mi-a mi răspuns a doua zi pe la prânz, însă destul de sec. De ce spun asta? În Poiana Sibiului vorbim și acum de un spirit conservator deosebit. Sunt oameni care au făcut într-adevăr averi acolo dar cu multă greutate. Până nu m-am însurat cu Paula ca să înțeleg povestea poenarilor, să înțeleg istoria poenarilor, nu i-am priceput atât de bine și pot spune chiar că îi judecam. Însă, tocmai din, din acel conservatorism, poenarii nu-și dau nici fetele sau băieții din sat, totul rămâne în sat. În Poiana vorbim și despre mulți morți degerați prin bărăgan, vorbim despre oameni care au plecat cu oile și nu s-au mai întors, vorbim despre o viață grea. Frumusețea ciobăniei pe care o cânt eu are în spate și multă durere, are în spate multă trudă. Și atunci, oarecum, la un moment dat, am înțeles acest spirit conservator al poenarilor. De asta și Paula nu a fost foarte deschisă încă de la început. Ea față de mine era deschisă, însă nu putea avea emoții despre ceea ce va spune comunitatea, despre ceea ce vor spune părinții. Dar am început să discutăm După câteva zile Și-au durat, cred, vreo două-trei săptămâni Până ne-am întâlnit prima dată Am făcut-o pe ascuns Pentru că Nu aveam, nu avea voie Ca fată din Poiana să se întâlnească cu un alt băiat Și cu atât mai mult Tu ne fiind de acolo Eu ne fiind de acolo, dar fiind totuși din mărginime, din cred, mărginime cred că asta m-a salvat da. cumva Că am fost de al locului Câți ani avea Paula fost... atunci? Paula avea 16 ani mi-a trebuit să ne vedem doar prima dată ca să o fac să nu mai renunțe ea. Am A, avut pe o discuție... cum ai reușit? Trebuie să ne mărturisești. Am avut o discuție de câteva ore, o discuție sinceră, așa cum puteam să o am cu un copil. Am înțeles de atunci că e un copil, un copil frumos, un copil bine crescut și un, un copil, cred că asta m-a atras din nou foarte mult la Paula, un copil ferit de vitregiile și alterarea al lumii în care eu deja mă aflam. Era un copil care își petrecea verile la stână, un copil care învăța la școala din Poiana, apoi la, la liceul la Sibiu, dar a rămas ancorat în acea comunitate sănătoasă din Poiana Sibiului. Întotdeauna mi-am dorit să mă cu o fată de la sat. Și uite că Dumnezeu mi-a ajutat, fără să fără să caut neapărat asta. Și ai găsit-o și ca fiind prima dragoste și dragoste la prima vedere. Cred că eu am fost prima dragoste a ei. -a fost și, la prima și invers, n-a fost prima? A fost, uite, să știi că la un moment dat prietenul meu, Ionuț Fulea, îmi spunea atunci când aveam eu vreo 19-20 de ani și iubeam foarte mult și iubeam foarte des și eram un veșnic îndrăgostit, îmi spunea, Traian, tu nu o să te însori niciodată cu femeia pe care o iubești așa. El atunci înțelegea că era o iubire uh, necontrolată, adolescent. de adolescent. Da, exact. Însă eu nu înțelegeam asta. Și -o, ce are Ion ăsta în cap din spune așa ceva? Ei bine, am înțeles asta când am cunoscut-o pe Paula și cred că responsabilizarea pe care uh, am primit-o automat uh, uh, acceptând condiția de a lua sub aripă, totuși un copil <laughs> m-a făcut să iubesc într-un mod matur. M-a făcut să Responsabil, o iubesc, așa da, cum ai zis. Da, m-a făcut să o iubesc, bineînțeles, ca pe o soție, ca pe femeia pe care o iubeam și o iubesc și o voi iubi întotdeauna, dar și ca pe o soră mai mică, ca pe de multe ori am asociat-o pe Paula cu surioara mea, cu Ioana. Diferența de vârstă între ele e mai mică decât diferența dintre mine și Paula. Și întâlnirea cu părinții ei, cum a fost prima întâlnire? Să știi că pentru mine a fost uh, emoționantă. Uite, și acum uh, din nou uh, revin, <laughs> revin la mama, uh, care m-a ajutat, chiar și cu duritatea ei de multe ori. Țin minte prima dată când am mers în Poiană, în bogăția Poienii Sibiului, să mă duc eu la Paula, mă așteptau, so 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 meu era la oi, m-a așteptat soacra și o de-a Paulei și Paula, bineînțeles. S-a venit ulterior și un unghi de-al Paulei. Dar la cât timp s-a întâmplat S-a întâmplat după ce ai cunoscut -o după pe Paula? O lună după ce am cunoscut-o pe Paula, deci totuși m-am mișcat repede, am intrat <laughs> în poiană repede. Și am spus mamei atunci, zic, te rog frumos, dăm mașina voastră că mă duc la poiană. Eu aveam atunci o mașină mai veche. Și am zis, nu, dacă te duci, ăsta ești tu. Du-te, fi demn și mândru cu ceea ce ești. Și așa am plecat la Poiana. Uh, îi mulțumesc mamei pentru da. uf, toate momentele în care a avut atitudinea asta. Uh, m-a ajutat și m-a învățat ca acum uh, să mă raportez la valorile pe care le dețin eu ca om în primul rând valorile pe care nu le-am putut cumpăra niciodată cu bani și pe care nici nu mi le va putea cumpăra sau vinde nimeni vreodată pentru că sunt anumite valori care se clădesc cu muncă, care se clădesc cu lectură, care se clădesc cu apropierea de oameni frumoși de la care uh, ai ce să înveți și am ajuns la Poiana Sibiului, la Paula a fost o întâlnire frumoasă. Am cunoscut-o pe mama Paulei, am cunoscut-o pe mătușa Paulei, pe unchiul Paulei, unchiul Culiță, care ne e tare, tare apropiat. Am cunoscut niște oameni frumoși până la urmă și niște oameni sinceri. Apoi, după vreo săptămână, o săptămână și jumătate, țin minte că era a doua zi de Crăciun, când eu eram tot cu ochii la cea, să se termine mai repede spectacolul pe care îl aveam undeva lângă Făgăraș la Sâmbăta de Sus ca să ajung să-mi cunosc socrul, să ajung la Poiana acceptase și socrul meu <gântu -i> să-i intre băiat în casă uh, am ajuns într-un final socrul meu e un om simplu un uh, cioban adevărat un cioban uh, dintr-o familie de ciobani cred că asta au făcut uh, de când există numele lor Vonica în Poiana Sibiului Uh, un om care nu are nevoie de foarte multe cuvinte dar mi-a spus uh, sincer și simplu că se bucură că vorbim că au auzit lucruri bune despre mine și pot să discut cu fata dânsului dar să știu un lucru că nu are fată de măritat. Acum chiar întrebarea pe care i-am pus-o în gândul meu nu pot să o spun în emisiune dar după două săptămâni, după alte două săptămâni, am revenit la Poiana Sibiului. Deci totul se întâmpla la o lună, la două săptămâni. Foarte mai scurt. Rus, mai drăguț. Pe Paula am cunoscut-o în 12 noiembrie și le-am spus socrilor mei că mă însor în 7 ianuarie. Deci în nici două luni. Am ajuns la Poiana Sibiului, era tot mai înflăcărată iubirea noastră. Mie nu mi-era pria la îndemână, fiind învățat destul de liber întotdeauna. Asta și datorită plecării mele la Cluj de la 15 ani. Paula, bineînțeles, era supravegheată de părinți, fată fiind și dintr-o comunitate, repet, singura sănătoasă. la părinți? Nu singură la părinți, mai are un frate mai mare, pe care îl cheamă Dumitru cum mă mai cheamă și pe mine și pe socrul, îl cheamă Dumitru și pe tată, Dumnezeu să-l ierte, îl cheamă Dumitru, sunt a nu știu câta generație de Dumitru eu din familia Stoiță, deci pentru mine e lucru firesc că trebuie să am și un ficior ca să-i pun numele Dumitru. Și revenind la discuția din 7, din 7 ianuarie, când lucrurile erau tot mai înflăcărate, n-am avut încotro și am simțit pentru prima și singura dată în viața mea nevoie de alcool. <laughs> am băut o carafă de vin sau poate două cu socrul meu. Nici nu știam cum să fac, zic mă, dacă bem prea mult. Zice că zbețiv și nu mă mai lasă cu fata lui. Aveam nevoie de curaj. Ei bine, după ce am băut câteva pahare împreună, și domnul Vonica, haideți vă rog să vorbim ca între bărbați mai eram și eu bărbat la 23 de ani, de capul meu. 20, aproape 24. Zic și dumneavoastră ați fost ficior și înțelegeți lucrurile ca și mine. Mie nu-mi plăcea pentru că o vedeam pe Paula cu porția, știam că vine vara, Paula ar fi plecat cu și la oi, eu plecam la spectacol, zic mă, până la urmă, acum o ore o să fie a mea, orile rămâne lor. Și zic deci, să știți că eu anul ăsta mă însor, Țin minte figura Paulei și figura soacrei mele, care au băgat capul în pământ și nu ziceau nimic. Nu îndrăzneau să scoată un cuvânt pentru că era un șoc în casă acolo. Zic eu nu stau măsur. Păi cu cine? Păi cu fata dumneavoastră, care de azi la dumneavoastră aici. Și atunci socrul meu, care repet că e un om simplu și sincer, a zis, bătrâne, ești sigur? Zic, domnul Vonica, da, că nu îmi permit să vorbesc copilării cu dumneavoastră. În a doua zi au început pregătirile pentru nuntă. În condițiile în care tatăl Paul îi spusese, nu am fată de Înainte cu două săptămâni măritat, că nu am nu? fată de măritat. Ei bine, până la urmă nu avea el fată de măritat în, de Crăciun, dar avea fată aproape măritată la finalul sărbătorilor de iarnă. Și cum au decurs lucrurile, cum, cum crezi că ți-ai determinat socru să accepte venirea în casa dumnealor, venirea nu știu, ta? cred că prin, prin, la fel prin educația și sinceritatea și mea, întotdeauna am fost un om care nu a umblat cu ocolișuri, cu lucruri ascunse, am fost un om care... A spus ce a avut de spus Îți amintești copil, fiindcă mai mințeai, mai păcăleai mama Și tot timpul erai certat da, pentru asta? Da, 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 dar nu am făcut-o foarte mult Pentru că era greșeala care m-a costat cel mai mult Acolo erau pedepsele De neieșit la joacă Și așa mai departe Cele mai crunte Și din nou îi mulțumesc mamei Că astăzi nu știu să mint Mai știu, dar rar Când din păcate avem nevoie O necesitate nevoie. Da, știu că și atunci când ai cerut-o pe Paula de soție, au fost niște întâmplări. Ai vrea să ni le spui, te rog? De-astea de unde le mai știți? <laughs> păi din da, familia cu un scop, trebuie să da. știm, nu? sibiu artistului. A doua zi, după ce le-am le spus socrilor că mă însor și și-au dat acceptul și așa mai departe, m-am dus la mama. Mama pe atunci era încă educatoare, acum e învățătoare. M-am direct la ea la grădiniță. Zice mama, ia te rog loc pe scaun. Zice, zic, te rog frumos, stai jos. Da, Traian, uh, mă însor. <laughs> Copile, tu ești nebun. Zic, nu, mă însor. Cu cine? Cu fătuca asta din Poiana? Da, e frumoasă, mie îmi place. Zic, bine, să știi că mă însor. Te rog, hai să ne activăm, mă însor. Și cred că în săptămâna aia deja a venit și mama cu noi, ne-am dus să vedem câteva săli, deja am intrat în... Mama i-a plăcut de Paula tare mult, pentru că și mama, cred că, a asociată pe Paula cu, cu sora mea, cu Ioana. El erau copilele care au și stat multe vreme împreună imediat după ce am venit eu cu serviciul la București. Pe Paul am lăsat-o în clasa 12-a, în prag de bacalaureat, singură la Sibiu. Ne vedeam așa, eram turist acasă în weekend. Dar, slavă Domnului, lucrurile au decurs bine. Asta după ce v-ați căsătorit? Sau? După ce ne-am căsătorit. Și cum au decurs lucrurile? Cum ai pregătit momentul? Cum ai cerut-o de soție? Am cerut-o de soție într-un mod atipic, nu într-un mod sofisticat. De ce? Noi deja stabilisem data anunții. Și mi-am zis că trebuie să cer și de soție, asta n-am apucat, n-aveam cum să apuc în timpul ăla atât de scurt. Și avem undeva în, în Sibiu, pe Dialogul Gușteriței, o cruce luminată foarte frumos care se vede din, din tot orașul. Am vrut să o duc acolo, într-o seară, să o cer de soție la cruce, era o panoramă frumoasă a orașului, bine, era zăpadă. Eu aveam o mașinuță mică, un merce de saclas de la vechi, cu, niște, cu o tentativă de cauciucuri de iarnă și am rămas înzăpezit la un moment dat. Spre, ți mă, ce fac, sus nu mai pot să ajung. Zic Erai eu, la mijlocul drumului. Zic eu ce era aici, era numai noi doi. Mă dau jos din mașină, zic, ce înseamnă un copil care te crede. Pentru că m crezut săraca. Mă dau jos din mașină și zic, Paula, hai să împingem amândoi de mașină în față, că trebuie să o scoatem din zăpadă. Dar mașina nu mai era nimeni. E bine să că momentul era atât de simpatic la ce te gândești. Da? și mașina să mai și împingă mașina. Da, adică... da. Bineînțeles, mașina nu se mișca, era, era mânză pe zi, cum trebuie. Și în momentul ăla, zic că eu mă fac alunec, cad în genunchi și o cer și scot inelul. Bineînțeles că am alunecat, am căzut în genunchi, dar Paula trecea din mine să mă ridice. <laughs> am făcut cumva de-am scos inelul, i-am dat inelul. nici nu cred că mai trebuia să mă întreb dacă vrei să fii soția mea odată ce noi aveam nunta programată. Deci lucrurile au fost simple dar noi au fost Da, da, simple, uite cu peripețiile acestea Au fost mai siropoase și Ni le-ai putut povesti astăzi în emisiune Da, da, da da. Nimic nu e întâmplător Deci mireasa ai făcut-o pe Paula la 16 ani La 16 ani am făcut cu cununia civilă Noi nunta am programat-o Abia pentru 15 octombrie Era singura dată liberă Pe care o avea nașa Codruța Rodian Și nașul, nașul Dani Care artiști fiind aveau de cântat și atunci încă se cânta foarte, foarte, foarte mult. E, și în funcție de ei ne-am stabilit data anunții. Încă un lucru rânduit și așezat cumva de Dumnezeu, întotdeauna mi-am dorit ca nunta să o am în zi de duminică, în zi de sărbătoare. Și teolog fiind, înțeleg însemnătatea duminicii și însemnătatea sâmbetei, iar 15 octombrie, singura dată în care am putut să facem nunta, a fost duminica. E, pentru că era mult timp până în 15 octombrie eu nu mai puteam să stau singur să o las pe Paula să stea cu părinții zic nu, ne mutăm împreună și atunci am luat... E o decizie de comun acord cu familiile noastre, să facem măcar unia civilă. Adică deci, o să facem cu unia civilă. Eu m-am mai bucurat dintr-un punct de vedere pentru că mi-am dorit ca la nuntă să fiu îmbrăcat în costum popular și mireasa la fel. Ei bine, chiar în ziua anunții, în octombrie, era complicat și cu straie populare și cu rochii de mireasă și așa mai departe și atunci cununia civilă am făcut-o în costume tradițional. populare. Tradițional, acasă la mine, la gura râului iar cu unia religioasă, așa cum e firesc, acasă la Mireasă, la Poiana Sibiului. Au fost la nuntă și colegii bănuiesc. au fost mulți colegi, au fost... Colegii Paulei au venit, a fost o chestie șoară că venise copiii în excursie la nuntă. Tocmai <gătă> <gătă> de asta te-am <gătă> întrebat, că odată ce luai... Și au venit cu dirigintele, au venit cu dirigintele, n-au venit la nuntă, au venit la, continuare, în a doua și zi. Și Paula, cum i-a spus, mulțumesc, domn profesor, că sunteți mulțumesc, alături domnă, de, de diriginte, noi, diriginte, veniseră cu un cadou, cu a intrat dirigintele, ocupat-o prima dată. Suntem și mă uitam, eu nici nu știam cum să reacționez. Așa am avut un mare, mare noroc cu Ilie, cu soțul mamei, care, ți-am spus, mergea la ședințele cu părinții la mine, apoi la Ioana, la sora mea. Și când m-am însurat cu Paula, era în clasa A10. -a. Zic, Ilie, te rog frumos, ajută-mă, socris la OIVA trebuie să merg la ședințele cu părinții. Du-te tu! Și l-am trimis pe el. Dar să știi că așa la două săptămâni măcar treceam pe la școală să vorbesc cu dirigintele Paulei Uh, un profesor deosebit. Deci tata socru, de uh, nu tata socru, că ai zis de um, Ilie, soțul, de soțul mamei, da. a mers la ședințele a mers la ședințele Paulie, adică tată tatăl ei, socru ca și da, cum. da, 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 e, Și mergea la ședințele cu părinții. E, chiar, chiar a venit Ilie acasă după prima ședință cu părinții și zice mă, prima ședință cu părinții în care nu mi-au fost rușine deloc pentru că, eu vă spun, făceam o grămadă de și am fost un, un copil agitat când am fost mic tare agitat, dar așa îmi doresc să fie și copilul meu Păi se spune că copiii energici ajung oameni în viață, așa că dacă erai mai cu minte, poate nu erai ceea ce ești astăzi Traian Slavă Domnului De ce ți este cel mai dor acum când privești acum la anii copilăriei? Mi-e dor de starea pe care o aveam atunci când intram în scenă pentru că nu știam ce înseamnă emoția. Eu știam că îmi place să cânt. Aveam șase ani, aveam șapte ani. Mă bucuram să intru pe scenă. Pentru mine o vedeam pe mama în culise, emoționată. Zic, Doamne, ferește, ce să le emoții. Era lumea mea când intram pe scenă, când vedeam publicul, când simțeam aplauzele care uh, M-au înălțat și m-au ținut în brațe de atunci tot timpul. Sunt, sunt oamenii cărora le mulțumesc că nu m-au lăsat din brațe niciodată. Pentru că, dacă publicul ne lasă din brațe, nu mai însemnăm nimic. Care sunt întâlnirile miraculoase, oamenii care au pus o cărămidă la ceea ce ești tu astăzi? Să știi că mi-amintesc acum cu drag de un om, un artist, un prieten, i-aș putea spune, deși diferența de ani dintre noi era foarte mare, regretatul Dragan Muntean. Eram în clasa 1 și în octombrie am plecat în turneu în Austria, la Graz, alături de dânsul, alături de domnul profesor Ioan Bocșa, Sergiu Cipariu, Traian Jurchela, o grămadă de artiști în care am fost onorat să cresc și să evoluez. Și era un om atât de blând care în tinerețe fusese dascăl și în fiecare dimineață o oră făceam română și o oră matematică cu Dragan Muntian la graț. Pentru că trebuia să recuperez. Nu învățam alfabetul împreună, nu învățam numerele împreună, adună, scăderi sau nu mai știu exact ceea ce se făcea chiar la începutul clasei întâi. A fost uh, un om care m-a marcat cu bunătatea lui, cu, 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 cu blândeția lui. Și țin minte un spectacol la sala Palatului, eu aveam șapte ani, șapte ani și jumătate, în care am cântat alături de domnia sa una dintre piesele consacrate, de Doamne mândrine Năroc sau Ei Hai Măi Lele, cum o recunoaște lumea mai mult. Am cântat -o împreună, iar la final avea o trăistuță pe care o purta tot timpul cu el, a lăsat-o jos lângă stativul microfonului, și a spus publicului, privindu-mă pe mine, simțindu-l, ascultându-l și privindu-l, simt că pot să merg să mă odihnesc liniștit. Și a ieșit din scenă. Au fost uh, momente care m-au marcat și m-au responsabilizat. Și vorbești cu atâta emoție în voce despre dumnealui în, în viața ta? Despre mulți oameni pot să vorbesc așa. Chiar și despre maestrul Stelian Stoica, omul care m-a șlefuit. E omul care a luat acordionul în brațe și m-a învățat primele cântece și așa am urcat pe scenă. Ca la două săptămâni, grație contextului și nu știu, de multe ori îl numesc destin. Am avut prima apariție la Tezaur Folcloric, tot alături de maestrul Stelian ca un om pe care îl țin aproape și acum. Un uh, muzician deosebit, un uh, pedagog deosebit și un uh, suflet care e deținut aproape. Te-ai simțit întotdeauna un uh, copil norocos pentru că ai avut șansa de a întâlni acești oameni? Da, m-am simțit un copil norocos. Am fost uh, adesea și un copil răsfățat uh, tocmai din aceste motive. Însă dau slavă lui Dumnezeu întotdeauna că am primit mai mult decât am știut să gestionez de cele mai multe ori. Am avut momente în care nu am știut să îmi gestionez șansele. Despre doamna Silvia Macrea, ce ne poți spune? Silvia Macrea, cred că aș putea spune aproape că Silvia Macrea a fost acolo când m-am născut eu. Pentru că de mic copil o știu pe Silvia Macrea ca fiind prietena părinților mei, fiind apropiată nouă. Iar Silvia Macrea pentru mine este un model de profesionalism este uh, managerul de centru cultural din țară care reușește să impună frumusețe și profesionalism în spectacolele uh, organizate, realizate la, la Sibiu de cele mai multe ori și nu numai într-un mod în care nimeni nu mai poate să o facă, o spun cu tărie deși îi apreciez și pe mulți alții și uh, mă bucur de colaborarea cu ei Însă Silvia Macria este o femeie puternică, este o femeie uh, cu multă credință în Dumnezeu. Este, pe cât este de puternică, pe atât e de sensibilă Silvia Macria, dar uh, e o femeie a cărei suflet îl cunosc și îl prețuiesc. Care a fost cea mai importantă lecție care ți-a fost oferită de către viață? Să știi că am început să mă lovesc de viață într-un mod mai agresiv atunci când am plecat la București. Venisem în... Asta s-a întâmplat dacă Paula era în clasa 12 a în urmă cu vreo 3 ani de zile. Ajunsesem la București, aterizasem dintr-o dată în calitate de consilier al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Eu credeam că și la București totul e ros și frumos, așa cum e prin Ardeal, și că politica făcută la nivel central e domoală ca politica făcută în teritoriu. Ei bine, nu a fost așa. A fost o perioadă în care m-am călit foarte mult și am întâlnit oameni de calitate, am întâlnit și oameni de o calitate mai slabă, dar i-am întâlnit pe acei oameni care m-au călit, pe acei oameni care mint frumos pe acei oameni care m-au făcut să-i cred, deși nimic nu era adevărat. Iar e, relaționarea cu fiecare, dezamăgirea în urma acestor relaționări, m-a făcut de fiecare dată să revin e, cu o altă forță. Și mi-a prins bine. Fiecare palmă, fiecare șut în fund, a fost pentru mine un pas înainte. Cred că în povestea aceasta mult se regăsește și chiar ești un, uh, un exemplu, pentru că nu ai fost doborut. Dar îți mai este frică de dezamăgiri, acum trecând prin ele? Nu mai este frică de nimic. Am trecut prin multe uh, și cred că spiritul demn, până la urmă, mi l-am regăsit aici, la București. Țin minte, eu o poveste pe care n-am spus-o niciodată, intrasem. Uh, în conflict la un moment dat cu cineva din interior, cu cineva suspus la acea vreme, însă nu am fost niciodată un om care să poată fi ușor intimidat și să tacă. Eu, dacă am dreptatea de partea mea, nu pot să tac și nu pot să las lucrurile într-un mod nefiresc să rămână în minciună. Am intrat într-un oarecare conflict cu acea persoană, iar bineînțeles că ministrului i s-a cerut la un moment dat. Ai grijă de consilierul tău, ori își reașează situația în teritoriu cu respectivul și respectivii, ori trebuie să vă despărțiți. Și atunci ministrul mi-a dat de ales. A spus, Traiane, am probleme din cauza ta și din cauza conflictului tău și ai două variante. Îți rectifici situația în acea parte sau suntem nevoiți să ne despărțim. I-am întins mâna și i-am mulțumit pentru că am avut șansa ca vreme de câteva luni să-i fiu alături și am plecat în acea zi. Am ieșit în curtea ministerului și am sunat pe Paula. Paula, vin acasă. Eram uh, fericit, eram mândru de mine că am ieșit într-un mod onorabil, dintr-un context care m-a ajutat, dar aveam totuși nevoie și de o pauză ca să pot să rumeg și să diger uh, toată informația și toată activitatea care s-a Petrecut pentru un Ardelian în câteva luni la București. Am stat patru săptămâni acasă și am revenit la București. A, ai avut un concediu prelungit? Nu, am avut un concediu prelungit și am revenit la București la Secretariatul General și al. București a venit ]ului. după aceea uh, mulțumirea profesională, dacă vrei, și poate și mai bine după această pauză din care tu ai ieșit cu capul sus, să zic așa. Să știi că da, a venit, a, a venit mulțumirea profesională și a venit ulterior și mulțumiria sufletească, pentru că acum cu acel ministru am o relație deosebită. Lucrurile s-au reașezat, suntem fiecare acasă la el, suntem liniștiți și am avut timp să analizăm oamenii de lângă noi, să analizăm contextul vitreg și să ne repoziționăm unul față de celălalt. Cred că viața asta e mult, mult prea scurtă ca să avem timp să purtăm mânie. Sunt un om care iubește oamenii, sunt un om care iartă ușor, pentru că sunt un om care nu prea știe să fie supărat. Sunt supărat pe moment, dar uh, nu țin, uh, nu-i de durată. Spune, revenind la Paula, crezi că există undeva o mare iubire? Că ne căutăm unul pe celălalt, crezi în teoria aceasta? Că suntem de fapt jumătății care se găsesc? Eu cred în Dumnezeu. Iar uh, Dumnezeu, teolog fiind, uh, spun că Hristos este iubire. De și eu și Paula ne-am raportat întotdeauna la asta și să știi că în momentele cele mai grele uh, am, uh, ne-am apropiat și mai tare de Dumnezeu și am creat acel triunghi, Dumnezeu, Traian și Paula. E un triunghi care nu se termină niciodată, și care ne păstrează într-o stare de bucurie și într-o stare de încredere unul în celălalt și, unul, și, și amândoi în o stare de încredere în viață până la urmă, pentru că avem o protecție. Când Paula a ales să te urmeze aici, în București, locul unde tu ți-ai dezvoltat partea aceasta profesională și nu numai, cum s-a acomodat? A fost. A simțit Paula nu. că este un compromis Paula pe care nu l a urmat -l la București. Paula a stat să-și termine. Pai, studiile după aceste acolo, studii. Dup după aceste studii, Paula era în vacanță și a venit încă o perioadă de câteva luni, cât am, cât am activat în cadrul guvernului, a stat cu mine pe la, pe la București. Însă, apoi m-am retras, și eu din nou acasă, unde m-am reîntors la catedră și am ferit-o pe Paula de București. E e în continuare, ca suflet, acel copil pur pe care nu vreau să-l mânjesc cu nimic. O protejez de tot ceea ce eu m-am lovit deja. În ce constă efortul de a menține o relație, mai ales pentru voi? Să știi că în răbdare și în capacitatea de a ne asculta unul pe, unul celălalt. pe celălalt. Îți dai că lucrurile au fost grele. Eu plecam duminica pe la prânz de la Sibiu spre București și o lăsam pe Paula plângând de fiecare dată. Era ca acel copil care stă și plânge. Bine, asta s-a întâmplat o perioadă de vreo două luni, după care și-a revenit, s-a obișnuit cu ideea. Să era tare greu să plec, să-mi las soția plângând e, și să plec pentru că profitam de un context care mă ajuta să câștig o anumită experiență. Uh, nu au fost chiar toate lucrurile roz și ușoare pentru noi doi, însă am știut să ne ascultăm și uh, cred că datorită Paulei am învățat eu să fiu mai ponderat și să ascult. Uh, mai mult m-am schimbat eu decât Paula în căsnicia asta. Deși Paula în mod firesc uh, s-a dezvoltat, uh, a evoluat, însă cel care s-a maturizat am fost eu datorită copilului. Cât de des vorbeați în acea perioadă la telefon? La început vorbeam mai des, însă imediat după și Paula a înțeles că nu am timp să vorbesc foarte mult. Ea nu mă suna, o sunam eu, i-am sunat doar seara. Pentru că aveam un program cam de pe la 7 dimineața până la 11 de multe ori și până la 12 seara. Dormeam câteva ore pe noapte și reveniam în minister. De asta sunt mândru că am muncit în perioada aia și am învățat multe, 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 multe care mă vor ajuta. Dacă ar fi să facem un exercițiu de imaginație, unde vă vedeți sau unde credeți că o să fiți sau tu unde te vezi peste 20 de ani? Ei, peste 20 de ani eu mă văd de la petreșirea de la Han. <laughs> Nu știu, peste 20 de ani să știi că doresc, dorința mea mare e ca la un moment dat să mă întorc acasă, cu totul acasă la mine, la gura râului. E colțul meu de rai, e locul meu de poveste, unde văd că și, și ai mei deja, și părinții se întorc tot mai mult. Îmi doresc să ne stabilim la gura râului, însă nu acum, pentru că acum e momentul de tras, e momentul de agitație și e momentul de făcut lucruri care să rămână în urma noastră. Dacă nu când ești tânăr, atunci, atunci când Atunci când. Dar, repet, într-adevăr și peste 20 de ani vreau să mă văd de la petrecerea de la Han. Să, să te ajute Dumnezeu, Traian, în tot ce propui să și nu mai mai tine împreună cu soția ta, și să vă văd părinții, așa cum v-ați spus. Doamne, Doamne, ajută! Eu am zis că dacă dă Dumnezeu măcar vreo 3, Paul zice că maxim trei, eu am zis măcar vreo trei, dar nu cred că ne rezumăm la trei. Important este de aia <laughs> Dumnezeu și să fie sănătoși. Dacă de bine ați luat deciziile până acum împreună și v-ați ascultat reciproc, sunt convinsă că și la capitolul acesta da, să, o să știi că, ajungeți la o înțelegere. Să știi că multe vreme m-a ascultat Paula pe mine, pentru că era mai mic, acum am început să ascult eu pe ea. Și am. Am mare noroc cu ea, mai ales în perioadele mele de, de, de nebunie, ca timp, ca lipsă a timpului. O am pe Paula care stă lângă mine, mă urmărește, mă analizează și deja știe de ce am nevoie și gândește lucrurile limpede. De asta am început să capă tot mai multă încredere în deciziile pe care le ia și singură, și mă ajută, mă ajută într-un mod fantastic. Faptul că o am lângă mine și îmi păstrează liniștea și îmi dă energia aia de care am nevoie, încarcă, E perfuzia de energie atunci când nu mai pot. Dacă ar fi să schimbi ceva în, din trecutul tău, ce ai schimba? O decizie pe care poate nu ai luat-o așa cum a trebuit atunci. ți am spus că îmi place să iau decizii care nu mă lasă să dorm noaptea. Deci, nu. Și aș... sunt asumate, fie ele bune puțin Sunt fie asumate, mai sunt, bune, sunt nu? asumate. Au fost și decizii care probabil nu au fost atât de bune, însă dacă aș putea să le repet, aș lua aceleași decizii. Pentru că fiecare dezamăgire, fiecare e, lucru care, chiar din cauza mea, nu a mers cum trebuia, mi-a creat avantajul de a învăța mi-a creat experiență și aș face lucrurile astea întotdeauna. Cu siguranță dacă, ar fi, dacă aș putea să dau timpul înapoi, aș mai petrece puțin timp cu tata. E cel mai mare gol pe care nu a putut este să Este un gol care nu va, fi, nu va fi umplut niciodată. Când ai plâns ultima dată și de ce? În prima zi de Paște, la cimitir la tata. Nu uiți e... ca în nicio sărbătoare să, să mergi la dânsul? Niciodată, pentru că nici el nu uita de mine și de bucuriile pe care ca tată trebuia să mi le împlinească la fiecare sărbătoare și în fiecare zi. Traian, dar spune-mi, înainte de moartea tatălui tău, ai simțit că se va întâmpla ceva, ai avut o premoniție, ai mai avut un mesaj să-i spui tatălui tău? Ți-amintești care a fost ultimul dialog? Eu așteptam să... Vină tata în acea zi după Spuneai mine. de petrecere da. pe Era ziua dat. în care aveam uh, examenul de final de semestru la pian. În uh, acea zi, în ziua cu examenul, noi nu făceam și celelalte ore, nu făceam uh, școală în mod normal uh, și trebuia să merg doar de pe la ora 10 la școală. Am mers cu mama la grădiniță la ea de dimineață. Eu așteptam în grupă la mama, mama fiind coborâtă cu copilașii să, la masă, la micul dejun și a sunat telefonul mamei care era pe catedră. Nașa mi-a -mi de botez. Ei răspund, am văzut că nu e în apelei, te rog, du-te și dă-mi-o repede pe camelea la telefon. Eu dau pe mama la telefon, mama rămâne pe coridor, așteptam să mă ducă mama la, la școală, după care, după examen, să mă ia tata. Intră mama plângând, nu spune nimic, ce s-a întâmplat, nimic, nimic, nu mă simt bine, aveam 13 ani, deja pricepeam că ceva nu e bine. Îmi dă bani și zice, -te, te rog, cu un taxi la școală și venim noi după tine. Cred că trebuie să vină tata după mine, da? Am lăsat-o așa. M-am dus la examen. Uh, am ajuns la examen, uh, m-au băgat printre primii în examen și eu eram cu S, eram spre finalul examenului. Cântam, cânt, cântam piesele din examen și le vedeam pe doamnele profesoare, care participau la acel examen că plângeau. Mă gândeam, zic, bă, atât de bine am ajuns să cânt încât plânge lumea când cânt eu la pian. Ei bine, oamenii știau deja, eu nu știam. Au venit uh, imediat mama și cu Ilie după mine. M-au dus frumos la frizer, m-am aranjat, -am zis, ce se întâmplă, unde mergem, ce... Vestea mi-a dat-o avocata mamei, o femeie care... În același timp, era și prietena mamei și prietena tatălui meu, ajungând din nou la acea relație normală de, de prietenie pentru mine. Ea mi-a dat vestea, cred că a fost momentul, singurul moment din viață în care am simțit un sfârșit, într-adevăr, un sfârșit pe care l-am simțit. Pentru că atunci când vorbești de sfârșitul unui om de a cărui dragoste depinzi, Vorbești despre sfârșitul multor lucruri Care curg din acea dragoste Dar când ai auzit că tatăl tău Nu mai este printre noi M-a întrebat Ce mai face mitică Ce mai Bine, insista, avocata nu știa cum să spună Avea lacrimi în ochi și am înțeles S-a întâmplat ceva, nu știu de ce am înțeles Nu ne așteptam niciunul să moară tata S-a întâmplat ceva O păi, murit da. Bineînțeles că am început să plâng. Mama m-a luat în brațe și am plecat la gura răului și mi-am găsit tatăl în sicriu. Am stat lângă el trei zile, apoi nu ne-am mai văzut. Printr-un exercițiu de imaginație aș vrea să te mai întreb doar atât. Ce moment din viață ai vrea să le Nu aș alege unul la nume. Nu aș alege un moment alături de tata. Vă mulțumim, dragi telespectatori, pentru că ați fost alături de noi și în ediția de astăzi a emisiunii Folclorul sub lupă. Până data viitoare să mai îmbătrânim puțin lângă cine ne spune inima și ne împlinește sufletul. La bună vedere!